Bună ziua și bun găsit la canalul meu de YouTube, Oracle Scope by Mary. Astăzi doresc să vă prezint noul set de cărți de oracol, Limba secretă a culorilor, autoarea este Ina Segal. Pentru luna noiembrie am extras cărți pentru fiecare zodie în parte și din acest set de oracol. Și astăzi doresc să vă vorbesc puțin mai mult despre acest set. Deci se intitulează Limba secretă a culorilor și este un set de oracol care cuprinde 45 de cărți, deci 45 de culori, fiecare culoare venind cu un mesaj. Haideți să vedem pe scurt ce spune autoarea. Și apoi vă voi arăta câteva din cărți cu mesajele respective. Puterea culorilor, după cum se știe, de mii de ani oamenii folosesc culori în și prin pentru vindecare, divertisment, pentru a crea frumuseți și pentru a se simți mai radiant și plin de viață. Culorile sunt pretutindeni. În natură, în casele noastre, în hainele pe care le purtăm și în alimentele pe care le consumăm zilnic. Culorile au capacitatea de a asista și de a ajuta la vindecare în multe condiții de sănătate, stres și tulburări emoționale. Lumea fără culoare ar fi plictisitoare, monotonă și depresivă. Culorile pot fi folosite în mai multe feluri ca să ne ajute în vindecare, incluzând vizualizarea. După cum spune autoarea, culorile se află peste tot, în îmbrăcăminte, cum spunea și mai devreme, în încălțăminte, în bijuterii, în mâncare, în băutura pe care o consumăm în fiecare zi. Culorile se găsesc și în casa noastră peste tot și, bineînțeles, în natură. Folosind cristale, uleiuri esențiale, săruri de baie, lămpi care emit particule de lumină, lumânări aprinse, folosim culori și atunci când colorăm sau pictăm. Culorile le folosim și la înfrumusețarea personală. În make-up, atunci când dorim să ne înfrumusețăm și să ne vopsim părul și atunci chiar când bem simplă apă de la robinet, putem să bem din pahare colorate. Acest set de cărți de oracol a fost creat special pentru a ne ajuta să înțelegem mai profund diferitele calități a fiecărei culori, astfel încât să putem să începem să folosim puterea culorilor în viața noastră. Putem cu ajutorul lor, deci al culorilor, să devenim mai sănătoși, mai creativi, mai spontani, mai jucăuși, mai pașnici și plini de energie. Culorile pot fi folosite într-o imensitate de modalități și căi pentru a ne vindeca corpul și pentru a ne vindeca emoțiile, pentru a obține informații intuitive, iar pentru a aprinde creativitatea, putem de asemenea să ne folosim de culori și pentru a ne simți mai bine cu noi înșine și cu cei de lângă noi și pentru a ne face viața cât mai frumoasă. Tot culorile sunt acelea care, cu ajutorul cărora se reglează și chakrele, după cum știți, avem 7 importante chakre. Chakra numărul 1, chakra rădăcină, este influențată și poate fi echilibrată cu culoarea roșie. Chakra abdomen, deci chakra cu numărul 2, poate fi echilibrată cu ajutorul culorii oranj, portocaliu. Chakra cu numărul 3, solar plexus, poate fi echilibrată cu culoarea yellow. Chakra inimii poate fi echilibrată cu ajutorul culorilor green, verde, roz și auriu. Chakra cu numărul 5, chakra gâtului, poate fi ajutată și echilibrată cu ajutorul culorii albastru. Chakra cu numărul 6,
chakra celui de al treilea ochi poate fi echilibrată cu culoarea indigo, iar chakra cu numărul 7, chakra coroană, poate fi echilibrată cu ajutorul culorilor violet și alb. În continuare vom vedea câteva modalități, cum spune autoarea, prin care putem să folosim puterea culorilor. Prin meditare putem să medităm având culoarea în mână sau în fața ochilor. Mâncând sau consumând culoarea, spune autoarea, este o altă modalitate prin care cu ajutorul culorilor, corpul și organismul nostru absoarbe energia culorilor și atunci când consumăm alimente colorate. Purtând culoarea este o altă modalitate. Îmbrăcând și purtând o încălțăminte și o îmbrăcăminte colorată și asortată, ne va ajuta organismul să absoarbă energia culorilor. Tot prin această metodă se înțelege că putem purta culori atunci când le folosim la make-up, după cum spuneam, și la înfrumusețarea corporală de zi cu zi. Înconjoară-te cu culoare este o altă modalitate. Cei care doresc să atragă abundență în viața lor vor putea folosi energia culorilor roșu, verde și auriu. Dacă dorești să-ți ridici spiritul, poți folosi culorile roz și violet. Pentru a te calma, folosește și înconjoară-te cu culorile albastru și verde. O altă modalitate este de a petrece timp în natură. Petrecând timp în natură, te vei putea conecta cu o multitudine de culori. Petrece mult timp între flori și copaci. O altă modalitate este prin pictură și desen. Este o fantastică modalitate pentru a vă stimula creativitatea și a vă întări conexia cu culorile. De asemenea, poți induce o stare de meditare care te va ajuta și îi va permite intuiției tale să iese la suprafață. O altă modalitate, poți fi creativ în diferite feluri folosindu-te de culori. Culorile îți trezesc creativitatea și te ajută să gândești și să concepi idei originale. Ascultă-ți înțelepciunea și înțelegerea proprie și folosește puterea culorilor în mod favorabil ție. Poți să-ți ții un jurnal, de exemplu, al culorilor în care să-ți notezi cum anumite culori te inspiră, altele te ajută în anume fel, altele îți trezesc dorința de viață și de sentimente frumoase. De asemenea, poți să-ți notezi ce culori lipsesc din viața ta și ai nevoie să le aduci înapoi. Fiecare culoare are puteri specifice de vindecare și putem singuri să descoperim modul prin care fiecare culoare ne ajută și ne îmbogățesc în fiecare aspect al vieții. De multe ori ne simțim foarte confortabil cu anumite culori, mai spune autoarea, și omitem vibrațiile altor culori, acest fapt influențându-ne sau chiar schimbându-ne la un moment dat viața. Mulți dintre noi foarte des purtăm negru sau gri sau chiar brown, maro, și chiar dacă aceste culori sunt benefice în anumite cazuri, în altele creează stagnări sau blocaje și ne scufundă energia pozitivă dacă le purtăm sau folosim tot timpul. Dacă ți se întâmplă să ai o repulsie sau un dezgust față de o anumită culoare, este de obicei datorită faptului că ai avut în trecut experiențe neplăcute și revăzând această culoare, atunci când experimentai neplăceri în viața ta, s-a făcut în mintea ta o conexie între acea culoare și evenimentul respectiv. De aceea nu-ți place să mai vezi culoarea respectivă sau o simți respingătoare.
Este important să citești mesajul culorii dacă îți pică cartea respectivă și ce beneficii poate să aducă în viața ta. În așa fel te vei putea rupe sau deconecta de momentul sau evenimentul neplăcut din trecut, conectat cu culoarea care îți provoacă repulsie. Chiar dacă nu vei putea purta sau vizualiza la început culoarea, ia în mână o carioca sau un marker de culoarea respectivă și începe să scrii cu ea. Scrieți un jurnal, în jurnalul tău de culori, de ce nu-ți place culoarea și cum te face să te simți. De multe ori, recunoscând emoțiile dificile, te pot ajuta să te eliberezi de acea durere, aducându-ți vindecarea problemei. Ca să-ți accelerezi vindecarea, este important să-ți scrii experiențele după fiecare acțiune. Cam atâtea despre cărți. A fost o introducere în această carticică pe care o găsiți dacă veți achiziționa setul de cărți de oracol, alături de cele 45 de cărți, deci 45 de culori. Și acum vă voi arăta câteva din culori. Azur, protejează-te pe tine. Brown, cu mesajul, stabilește limite. Tangerin este o culoare, cum îi spune și numele, după fructul tangerină sau portocaliu, cu mesajul să fii spontan și să te distrezi. Auriu atrage abundență cu mesajul. Culoarea perlei conectează-te cu divinitatea. Culoarea prunei aduce mesajul înfruntă provocările. Bronzul aduce mesajul întărește-ți corpul. Culoarea lămâii cu mesajul să accesezi gândirile inovative. Culoarea de oranj să ai grijă de tine, să te protejezi pe tine. Culoarea amberului, tot așa un fel de auriu, portocaliu. Trezește-ți creativitatea. Turcoazul are mesajul trezește-ți empatia. Rozul are mesajul lasă iubirea să intre. Culoarea roșie bordeaux cade un trandafir închis, roșu închis, atrage relații de iubire. Culoarea smaraldului verde calmează-ți mintea, corpul și sufletul. Culoarea piersicii inhalează și respiră și expiră viață. Culoarea mov, dar mai precis culoarea levânticii, conectează-te cu corpul tău, cu mintea și cu sufletul. Culoarea safirului, de un albastru închis, regenerează-ți corpul. Tot un fel de roșu, ca sângele, scarlet se cheamă culoarea, atrage succesul. Violetul creează-ți o viață balansată, cu balans. Un verde de culoarea pietrei jade. Treci la acțiune. Negrul. Găsește-ți bogăție în lumina nopții. În lumina întunecată a nopții. Culoarea cireșelor, deci tot un roșu foarte închis. Să trăiești o viață extraordinară. Îți recomandă. Galben, purifică-ți corpul.
O culoare albastră de sien. Clădește-ți încredere în tine, deci proprie încredere. Verde. Revitalizează-ți sistemul nervos. Un brown de toamnă, auburn, să te împământenești pe tine, să te înrădăcinezi cum ar veni. Culoarea cristalului de rubin, tot un roșu, reîntinerește-ți corpul. Un albastru aqua, experimentează pace și calm. Un mov, dezvoltă-ți claritate mentală. Culoarea caisei, râde și bucură-te. Argintiul, fii perseverent. Un gri, învață să-ți scanezi corpul, propriul corp. Culoare portocalie de coral, permite-i sincronicității și fluidității să intre în viața ta. Culoare de liliac, un lila deschis, întărește-ți credința. Un alb combinat cu un albastru de la deschis până la o nuanță de albastră mai închisă, descoperă-ți scânteile din viața ta. Indigo, îmbunătățește-ți viziunea. O culoare de ciocolată, ai grijă de corpul tău și de sufletul tău. Un albastru la fel, de la alb până la nuanțe, de la deschis până la mai închis. Activează-ți puterea vindecătoare. O culoare foarte frumoasă de un roz magenta. Conectează-te cu cele mai adânci cunoștințe interioare. O culoare de pepene roșu. Distrează-te și simte-te bine cu copilul din tine. Un roșu foarte închis. Aici este în fotografie o dalie foarte frumoasă roșie. Să te eliberezi de durere. Burgundii. Un vișiniu brown. Să-ți trezești pasiunea. O culoare pe care această carte o reprezintă tot o floare de liliac, culoarea se cheamă moave. Bucură-te de claritatea auzului. Alb, să te luminezi. Și nu putea lipsi culoarea curcubeului, care culorile curcubeului care sunt nenumărate, care îți recomandă să te conectezi cu spiritul în natură. Acestea au fost cele 45 de cărți de culori. Este un set foarte frumos. L-am achiziționat dintr-un site online, de aceea nu l-am găsit în limba română, dar probabil că în România se găsește și în românește. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare, pentru vizionare. Nu uitați, de câte ori doriți, puteți să vă conectați culori, dacă aveți acces la cristale, puteți și cu cristalele. Și cristalele, bineînțeles, sunt colorate. Astăzi am dorit să vă prezint acest nou set de cărți
Și până data viitoare vă doresc să aveți multă iubire în viața voastră, multă sănătate, multă înțelepciune și până data viitoare, numai bine!